ziua și bine ați venit în atelierul lui Daniel. Băi, ce am pățit! Băi, să vedeți ce am pățit! Mă pune mamonul, să zic. M-am apucat și eu zilele trecute, am primit, bă, cum ați văzut, un cuțit marang de la cineva, l-a scuțit cu film frumos, bam, 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 bam. Nu prea l-am scuțit, că mai mult l-am dat pe zi, pe strop. Și le trimit filmul celor de la Marant. Discutasem și cu ei anul trecut de promovare, dacă sunt interesați, și răspund, da, să știi că ne-a plăcut filmul, te sunăm. Asta s-a întâmplat într-o duminică. Bă, trece luni, trece marți, trece miercuri, nu m-a sunat nimeni, bineînțeles. Tot așa am pățit și cu cei de la Lila Rosa. Le-am trimis, am făcut niște filme cu Farfetch, le-am zis, bă, n-ați fi interesat de o colaborare? Îmi răspund, da, cum să nu, da, lasă-ne numărul de telefon, te sunăm. Bă, cum m-a sunat voi, tot așa m-a sunat aia de la Lila Rosa. Bă, în schimb, mă sună Marius de la Marang. Mă sună, de fapt, cineva într-o joi, pe la ora 4, bună, sunt Marius de la Marang. Ok, da, bine, bună ziua, da. Ce să știi că, da, am văzut filmul tău, da, suntem, vrem să colaborăm cu tine. Zice, uite, noi avem o politică în care cuțitele pe care noi le primim retur, noi nu le mai revindem. Și dacă tu le vrei, noi ți le trimitem ție. Zic, ok, da, cum să nu? Zice, lasă-ne adresa, ți le trimit. Zic, ok. Lasă adresa, a doua zi vine curierul. Hai că am un colet pentru tine. Ok, cobor jos repede, că acum cu COVID-ul nu mai urcă curierul sus, nu mai ai voie. Cobor repede jos, bă, de tramai pun goiul. Zic, frate, de unde? Zice, nu știu, te uiți tu pe el, pentru tine tu ești tot, tu ești? Da, da, eu sunt. Ok, bam. Bă, și deschid. Și ce să vezi? Odată. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11 cutii mâncut sufletul tău. Bă, le trimit oamenilor înapoi, vă mulțumesc mult. O să le pun la treabă, cum ar veni. Și așa că astăzi exact asta facem, facem o prezentare a lor, așa, și le luăm cumva, așa, cu cutii, pac, uite ce deam acolo, de așa, să fac loc ca să poată să facă, și începem cu, asta las așa, începem cu cuțitele astea două. Două cuțite, German Steel, ce că-i zice, sper că se vede, așa. Asta este German, super stil, nu știu ce, marang, cuțit de friptură, da, niciunul, astea două, niciunul nu mai taie. O să le, bineînțeles, să le ascut. Ăsta, cam văd de ce s-a returnat înapoi, pentru că îmbinarea între lemn și metal nu e ce ar trebui să fie. Bun. Ăsta luat un schimb, ăsta e ok. Deci la ăsta nu e nicio problemă. Ăsta nu-mi dau seama de ce s-a returnat, pentru că ăsta arată într-un mare hal, adică nit cu făcut cu model, nitul ăsta așa, nu deranjează chiar deloc la mână, arată super ok. Bine, nu mai taie deloc, adică mă credeți pe cuvânt, stați să iau și o hârtie, astea două nu mai taie deloc. Asta cam înțeleg de ce s-a returnat și zic că și eu l-aș fi returnat, pentru că probabil nici nu e ieftin, îmbinarea asta lasă de dorit. Asta e ok. Hai că na, ce vreau să vă spun e că e normal câteodată din milioane și milioane de obiecte pe care le vinzi să ai probleme. Chiar și eu am unele probleme la unele pietre, la unele suporturi pe care le fac, îmi asum. Asta e, câteodată nu-ți iasă totdeauna. Deci, ăsta altul, care vă ziceam, ăsta tot așa, German Steel. Deci, ei vând două tipuri de cuțite. German Steel sau Damask. German Steel-ul îl dau undeva la o duritate de 58 pe scara Rockwell și Damascul îl dau undeva la 60-62. Bun, astea sunt cuțitele. Hai să trecem un pic peste ăsta și mergem după aia mai departe la alte cuțite. Un masat, dar e un masat diamantat. Acum, băi, și ăsta arată într-un mare fel. Adică aici e doar murdar. Da. Aici e murdar. Na, e retur. Dar arată într-un mare fel. Puh, miroase a pește. Na, s-a folosit. N-am ascuțit niciodată pe masat. Dar totdeauna, stai să vedem. Deci se pune cu vârful pe masă și efectiv
Trage în jos de o parte și de alta. Se poate și din mână, ceva de genul. Și pe partea cealaltă. Nu. Așa, ba da, așa. Și așa. Eu nu prea sfan masaturi. Mai bine de pe masă, nu e atât de periculos. Nu pare atât de periculos decât din mână. Masatul nu e de ascuțit. El e doar de întreținut cuțitul. Adică dacă cuțitul nu mai taie, poți să-ți iei tu masatul lui pește prăjit. Nu o să ascuți. Probabil de asta e și motivul pentru care s-a returnat masatul ăsta. Masatul nu e de ascuțit. Masatul e de bavurat. Atât. Bun. Și masatul ăsta arată foarte, foarte frumos. Lemnul ăsta, nu știu ce lemnul ăsta, e sângeriu, așa frumos. Chiar arată bine. Masat diamantat. O să-l folosim în vreun film sau da, stai să poate găsesc un cuțit care trebuie doar de bavurat, să vedem dacă ne iasă. Bun, masatul deoparte. Așa. Continuăm. B13S Chef Knife. E ăsta. Cuțit. Asta seamănă cu ăsta. De ce e de... Ba nu. Nu, e alt mâner. E altfel la mâner. Și parcă l-am mai un pic mai... Sau nu? Bă, nu. E identic și la fel. Deci astea două sunt identice și la fel. Bun. Ca și tăiș. Tăiș impresionant. Dar vă arăt imediat de ce s-a returnat. De ce cred eu că s-a returnat. Adică... Laser. Taie super, super, super. Da, asta e un lucru bun, adică un lucru bun că ei cei de la Marang își asumă lucrul ăsta. Își asumă, băi, zice, noi acceptăm orice retur, fără comentarii. Aceeași problemă aici la mâner. Deci asta are probleme la binare asta. Ăsta, care e exact la fel cu el, nu are nicio problemă. Trecerea între... Stai să văd dacă în mână s-ar simți. Da, în mână se simte un pic. Deci dacă lucrezi cu el, se simte. Deci e clar ăsta de ce a fost returnat. Pentru că aici n-a fost prelucrat cum trebuie. Dar ca și tăiș v-am arătat. E la SR. Bun. În rest arată foarte bine. Na, ce să mai zic. Bun, mai departe. Următorul. Ca să le fac un pic de ordine. Următorul este un M10. Așa. Tot așa German Steel. Mă tot uit la el, dar nu-i găsesc nicio problemă. Ce văd? Are o ciobitură aici. Nu cred că l-a returnat pentru ciobitura. Tăișul iară, pare super ok. Bun. Deci cu ăsta s-a lucrat, s-a tăiat cu el. Zona de vârf nu mai taie. Și hai să vedem dacă... Opa, s-a dus hârtia. Hai să vedem cu masatul dacă zona, dacă reușim să-l aducem. Cât de cât. Adică el nu e tocit, ați văzut în... Opa, așa, măi. În prima lui jumătate, deci până aici e ok. De acolo, mai de la jumătate încolo, e mai tocit. Unde e hârtie? Să iau hârtie. Ajunge la ea, la ea, la ea, hârtia. Păi ce, ați văzut? V-am și cântat? Bun, hai să vedem. Da, de la jumătate încolo agață. Și are o ciobitură acolo. Și eu simt cum mi s-a întors gura. Să vedem. N-am mai simțit rezistență în zona asta, dar nu. Nu place la mine cu masatul. Nu cred că am făcut mare brânză. Să vedem. Acolo e adezivul de la foaie. Cred că mai degrabă, mai bine îl scoatem din strop. Hai să vedem.
Un alt lucru care vreau să vi-l arăt și ce am observat, de fapt, nu la mine, am observat la altcineva. Asta trebuie ascuțit, nu o să meargă doar din strop. Zici ce fain, ce frumos sună cuțitele. Bă, da, a ieșit. A ieșit din strop. Da, deci, ce vă recomand la cei care aveți cuțite de bucătărie și sunteți bucătari? Băi, nu vă luați masat. Luați-vă un strop, vă dau eu. Bine, mai are un pic de bavură în zona asta, dar chiar și așa ați văzut ce bine taie. Acum, de ce a fost returnat ăsta? Eu nu-i găsesc nicio problemă. Nici măcar una nu-i găsesc. Aici v-am spus că undeva la vârf are o ciobitură, dar probabil că a fost forțat sau ceva. În rest, nu-i găsesc nicio problemă. Bun, v-am spus despre duritatea lor. Astea sunt undeva la duritate 58. Foarte multe cuțite din astea de profesionale, să zicem așa. Deci asta trebuie și asta trebuie ascuțit frumos. Așa. Băi, nu știu ce o să fac cu ele după ce o să termin, că în casă nu le duc, că eu n-am ce face cu ele. O să vorbesc cu cei de la Marac, să ved. Ori le returnez, ori dacă, na, poate le vând eu. Mai fac un leu. Bun, ce vreau să vă zic de cuțite. Cuțitele de șef. Încă unul care seamănă cu celălalt. Încerc să-i găsesc o hibă. Deci eu mă uit la el acum, încerc să-i găsesc vreo hibă sau ceva. Bă, nu-i găsesc nicio problemă. Nu înțeleg asta de ce a fost returnat, dar na. Adică ați văzut, unde a fost, a fost. Unde n-a fost, nu e. Adică nu e, n-am ce să zic. Na. Cei de la Maranc bănuiesc că și-au asumat. Bă, trimite-mi la prostul ăla, poate ne zice de rău. Sau de bine. Mai rup niște foi acum. N-am nici ce le-am făcut, pravda. Bun, hai să... Vede cum le desoacă de cât. Și să vedem că cum taie. Da, nicio problemă. Cred că ăsta nici n-a fost folosit deloc. Nu agață nicăieri. Foarte, foarte frumos. Deci la ăsta, efectiv, n-am ce să-i fac. Bine, poate un pic de strop, poate un pic de polish, un 5.000, așa cum fac eu, adică să bărberească, nu lăsăm așa. Da, deci la asta nu-i găsesc nimic. Ce era ăsta? Nu știu, pe el nu scrie, din câte mi-aduc aminte. Ăsta e într-un gift box, el vine cu un săpun din ăla de inox, pentru ceapă, ceapă și usturoi. Așa, și vine și cu protecții din astea. Cred că le-am pus invers protecțiile, că nu mai intră la loc. Așa, aici nu mă tai, nu de alta. Dar dacă le pui invers, e și mai bine. Așa. Și asta, așa. Cred că. Da, mă, uite, asta era. Bun. Și asta vine într-un gift box. Dacă vreți să-mi faceți un cadou, apropo. Nu știu ce cuțit e, tot așa German stil. Bun. Stai că am uitat, uite, izolația asta. Așa, și mai încolo să vă mai spun ceva despre cuțite. Bun, ce citeam eu pe internet de German stilul ăsta e că ar fi foarte apropiat de Ceremovu, folosit de chinezi, ca și duritate și rezistență. Adică v-am spus un 5.8 Scara Rockwell, duritate și cam atât. Și ăsta Dama stilul 62, 60-62. Bun. Vă spun imediat un pic, pentru că am ajuns aici. Deci ăsta nu mai taie cuțitul. Ăsta văd de ce s-a returnat, dar eu nu înțeleg de ce au acceptat ei returul. Ce se întâmplă? Ăsta e ciobit. Îi vede clar. Ai niște ciobitori destul de mari. Acum, cuțitul, după cum vedeți, nu mai taie. El a fost folosit. Dați să văd dacă îl scot cât de cât din strop. Și în timp ce stropuim, vă mai spun și niște chestii. Ce consider eu. Bun. Ăsta, Damas layer-ul ăsta, ci că am găsit pe un site că ar fi VG10. Deci el are Damask până aici și cu mijloc de VG10. VG10 e un oțel pe care l-ar fi inventat japonezii
o combinație de oțel pe care l-au inventat japonezii și pe care îl face toată lumea, chiar și chinezii, bineînțeles. Chinezii fac de toate. Apropo, nu știu în ce țară sunt făcute, presupun China, dar asta n-ar fi o problemă mare, pentru că materialele sunt de calitate. Ăsta se îmbină perfect, adică nu are nicio, n-am ce să-i reproșez. Ați văzut, la alea care am avut, am avut, la ăsta nu am ce să-i reproșez. Vă spun imediat care cred eu că a fost problema cu ăsta. Lasă să văd dacă din strop s-a... Nu, trebuie ascuțit. Bun. Cu asta o să ne distrăm. Să vă spun care a fost problema cu asta sau care e problema cu asta. Nu, adică nu neapărat problema. Cu cât un cuțit e mai dur, are duritatea mai mare, cu atât el va avea un tăiș mult mai rezistent în timp. Dar dacă el are tăișul rezistent în timp și e dur, îi devine casant. Exact ce s-a întâmplat și cu ăsta. Și cu toate, în general, cu toate cuțitele care sunt din material dur, adică cu tăiș rezistent în timp, ele sunt casante. Diferența între materialul ăsta și materialul ăsta e că ăsta, dacă l-ascuți foarte, foarte bine VG10-le, te va ține destul de bine în timp. Ăsta va ține undeva, cred că, cam la mai bine de jumătate timp comparativ sau lucru comparativ cu ăsta. Dar ăsta ai mult mai puține șanse de a-l ciobi ca și pe ăsta. Ăsta s-ar putea să fi dat în carne congelată. Sau l-a folosit pe post de satâr sau în carne cu os. În carne cu os sau în chestii mai dure, cele de VG10 ciobesc. Nu numai astea, ci materialele în general, materialele dure, vor ciobi. Și e exact același lucru care se întâmplă cu cuțitele de ceramică. Cuțitele de ceramică, când le primiți, ele sunt, unele dintre ele, să zicem așa, nu toate, sunt super ascuțite. Dar, și tăișul ține mult în timp, dar, dacă ați da cu ele în ceva mai dur, imediat s-a dus tăișul. În secunda 2 ați rămas fără tăiș. Cam același lucru se întâmplă și aici. Bine, ceramica are, nu știu cât are, cred că în jur de 68-70, dar și asta o face. Tăișul ține foarte mult în timp la cele ceramice, dar sunt casante. Se ciobesc. Exact același lucru ca și acesta. Ăsta e relativ ușor de reparat, pentru că ciobiturile nu sunt foarte mari. Ăsta eu o să pot să repar. Dar mai sunt și altele din Damastil. Uite, deja a început tăișul să... Acolo e ciobitura. Deci ca și ascuțire, se ascut foarte ușor, adică foarte ușor, se ascut ușor, nu-i problemă de ascuțire. Au un tăiș foarte bun și tăișul va ține în timp foarte bine. Dar, marele dezavantaj, nu alăstora, deci nu vorbesc de cuțitele de la Marang. Vorbesc în general cu orice cuțite care au duritatea mare, ele se ciobesc. Deci aveți grijă cu ele când vă cumpărați, nu doar de la Marang. Bine, puteți să vă cumpărați și de la Marang, nicio problemă. Dar, în general, când vă cumpărați cuțite cu duritate mare, atenție cu ele, sunt predispuse la a se ciobi. Bun, trecem la următorul marang, tot așa, exact la fel și identic cu cel dinainte, dar de data asta mult, mult mai abuzat. Și nu i-a trebuit mult să-l abuzeze, pentru că, din câte văd eu, ăsta tăișul pare și... Ia uite. Deci nu l-a folosit foarte mult. Cine l-a cumpărat, l-a folosit câteva zile, o săptămână maxim, și a dat în ceva, l-a ciobit și, bineînțeles, și-a cerut banii înapoi. Eu n-aș fi acceptat, în fine. Dar, na, asta e politică. Se și vede, uite aici e îndoit, a dat cu el. Stați să vă arăt ce vă arătam și eu cu... Mai de mult am primit de la un prieten de-al meu, un din ăsta. Uai, săracu, ce s-a prăfuit. Un Santoku, cuțit, cumpărat de la Kaufland, a cumpărat el și ce s-a gândit el să facă? Să taie niște crengi de brad cu el. Și undeva în zona asta, nu știu dacă se vede foarte, foarte bine, ba da, uite acum se vede, el e vălurit. Deci el efectiv a dat în crengi de brad.
Dacă făcea același lucru cu ăsta, se întâmpla exact ciobitura. Asta s-a îndoit. Asta încercam să vă spun. Dacă aveți de lucrat, dacă aveți de tăiat lucruri care sunt mai dure, e preferabil să vă luați un cuțit care nu are duritate așa mare, nu ține tăișul așa mult, dar nu se ciobește. Asta cred că va fi plânsul de pe lume să-l repar. S-ar putea să-l iau întâi la șlefuitor. E complicat, dar se poate repara. Sau pe niște pietre ieftine, că se vor toci pietrele. Dar se poate repara. Și e un cuțit extraordinar, deci arată foarte, foarte bine. Ăsta l-am avut de la prietenul Codrin, l-am avut la scuțit săptămâna trecută, ambele sunt la fel, ăsta și cel dinainte sunt la fel. Bun, cam toate astea damastilurile ce le am, din Damasc, 67 de straturi, cam toate sunt la fel. Adică, ia uite și ăsta. Vezi? Asta e problema la ele. Nu la astea de la Marang, ci la cuțitele astea în general. Cuțitele dure, repet, nu Marang, ci cuțitele dure. Cuțitele dure, cu duritate mare, trebuie să ai grijă cu ele. Te vor ține, poate să te țină și câte 6 luni de zile un tăiș. Deci s-ar putea să te țină, super. Dar cum ai dat în ceva dur, cum s-a dus? Uite, aici se și vede cum s-a vălurit. Se vede? Da. Deci a dat. A dat și a cioplit în el. Nu numai că... Deci nu e că ai dat într-un os și ai ajuns la os și ai zis, hop, dau înapoi. Nu, s-a forțat în el, s-a dat în el. Pentru că se și vede, uite aici s-a înfundat efectiv, aici nu s-a ciobit, s-a înfundat. Mai încolo s-a ciobit, dar na. Deci ăsta l-a abuzat. Eu nu l-aș fi acceptat la retur, dar na. Cei de la Marang, încă un plus la ei, accept așa ceva. Cuțitul arată foarte, foarte frumos, în rest nu-i găsesc nicio problemă. La îmbinări, la asta nu, e super ok și în mână cum stă, adică mânerul ăsta arată într-un mare fel. Aici ai zgâriat. Nu știu cine l-a zgâriat, dacă l-a zgâriat proprietarul, fostului proprietar sau nu. Dar, bine, e și murdar ăsta după câte văd. Dar arată foarte, foarte bine, stă foarte bine mână, doar că au dezavantajul ăsta. Cuțitele de damasc, cuțitele cu duritate mare. Mai departe, mai am, v-ați plictisit? Încă unul. Ăsta nu e ciobit, dar ăsta da. Ăsta era un singur retur justificat, bine, mai erau încă vreo 2-3 retururi justificate. Ăsta, o bucată din material, care era acolo, s-a desprins. Cum se face damascul? Efectiv, se iau mai multe straturi de metal și se forjează împreună, se bat împreună până când ele se lipesc la temperatură. Se întâmplă ca să ai o lipitură, se numește de fapt și asta, forjarea asta, care să nu țină. Și se întâmplă lucrul ăsta. Aici da, e un retur justificat, deși cuțitul, mânerul miroase a ceapă, deci bănuiesc că cel care l-a returnat, băi, tată, l-a folosit, că nu mai taie deloc, nici nu știu cum l-a folosit, deci nu taie deloc, uite. Deci nu, nimic. Dar cuțitul arată foarte bine, față de restul, îmbinarea e bunișică aici și aici, e ok. Deci nu se simte îmbinarea în mână, are nit din ăsta decorativ, niturile nu se simt nici astea, e ok. Nu vă spun de prețuri, că nu le știu prețurile, dacă vreți prețuri, intrați pe site-ul marang.ro și acolo găsiți prețuri, găsiți tot felul și mai multe întrebări să le puneți lor. Bun, și acum ultimul, să vi-l arăt și pe ăsta. Pe ăsta, ăsta e un... Stai că am văzut că s-a dus camera un pic, cam... Ușa... Hai că am stricat-o. Una sau nu? Tai, bun. Ăsta e un... Ați ghicit, satâr. Ce s-a gândit omul să facă când și-a luat satâr? Ca românul sau ca cine? Deci cu ăsta s-a dat. Aceeași problemă. Dar, dragilor, dacă vreți să vă luați un satâr, mai luați-vă așa ceva. Adică un din ăsta, ăsta e satâr. Ăsta dai el în oase, ăsta e satâr. Ăsta nu e satâr. Ăsta e tot pe tip de cuțit, de cuțit de bucătar. Eu ce am văzut e că în China se folosește foarte mult, chinezii
bucătarii chinezi folosesc tipul ăsta de cuțite, ei și toacă, ei și fac orice cu el, dar nu e satâr. Ăsta nu e satâr. Deci cineva l-a luat și l-a folosit pe post de satâr. N-ai ce face cu el. Un satâr nu e așa de ascuțit încât să cânte din... Auziți? Din tăiș. Satârul, de fapt, e un topor de spart oase. Ăsta nu e satâr. Ăsta e tot pe post de cuțit de bucătar. Deci nu vă luați. Dacă vă trebuie un satâr, nu vă luați din ăsta. Că ăsta nu e satâr. Ăsta e tot pe post de cuțit de bucătar. Tot de tocat, tot de alte chestii. Îmbinare super ok, nicio problemă. Nit decorativ, foarte, foarte frumos. Arată foarte bine. Dar nu e satâr. Rețineți, nu e satâr. Nu e satâr. Nu-l folosiți ca și satâr. Nu e satâr. Nu, bun. Cred că cam astea sunt. O să încep din ele să ascut, să le pun la rând, să trebuie să le trimit un mesaj celor de la Marang să văd ce pot face cu ele. Dacă ei mă lasă, s-ar putea să le scot la vânzare. Dacă nu le fac cadou, o să vorbesc întâi cu ei și o să văd cum fac. Întâi o să le ascut pe astea de tip German Steel și după aceea o să ascut și cele zi Damask. După cum ați observat, niciunul, dar niciunul din cele Damask, din German Steel nu sunt ciobite. Și bănuiesc că cei care le-au cumpărat le-au folosit exact la fel ca și pe alea de Damask. Alea de Damask, pentru că duritatea mai mare, rețineți, duritate mare, ține tăișul bine, dar se ciobesc. Nu vă luați cuțite cu duritate mare dacă vreți să le folosiți pe chestii dure, pe oase, pe carapace, pe treburi, pe socotele bucătarilor, vă știți mai bine, nu trebuie să vă zic eu. Deci, adaptați scula la bascule era să zic, nu, adaptați scula la ce vreți să o folosiți. E ca și cum ați folosi, uite, asta e un exemplu bun, pe un șurub de tip Philips, să folosim o șurubelință dreaptă. S-ar putea ca șurubul respectiv de cap Philips, adică la încruce, să se desfacă, dar riscăm să stricăm șurubelința. E exact același lucru și cu cuțitele. Cuțitele sunt în funcție de ceea ce vreți voi să tăiați. Dacă nu, dacă vreți recomandări, eu sunt sigur că dacă îi sunați pe cei de la Marang și le spuneți, bă, prietene, uite, eu vreau așa, 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 trăiți al familia lui Mata și toate cele așa, încă da. Încă spuneți că v-ați uitat la filmul lui Daniel și Daniel mi-a zis să vă sun, să vă cer niște sfat. Bă, sunați-i. Că eu cred că oamenii preferă lucrul ăsta decât să li se întoarcă cuțitele înapoi. Preferă să spună, bă, la ce vrei să folosești? Așa, așa, așa. Bă, nu-ți lua cuțit din ăla. Eu îți recomand din ăla. Și atunci, altfel, altui lucru, altfel sunt și ei, bănuiesc și, nu, e mult mai ok. Sunt foarte serviabili, v-am spus, puteți să-i contactați, cam atâta. Hai că le-am făcut reclamă o grămadă. Da. Încă o dată, mulțumesc celor de la Marang pentru cuțite. Deci, cum ați văzut, o să urmeze niște filme destul de multe. S-ar putea să fie și altele între ele. Nu neapărat vor fi doar cele cu cuțitele de la Marang, dar o să urmeze destul de multe în care o să ascut cuțitele. O să le cer chiar și pe pietre chinezești. Adică o să ascuțim un cuțit damasc, de exemplu, pe o piatră chinezească, să vedem cum se descurcă pietrele chinezești. Eu zic că să încheiem pentru astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, știți ce trebuie să faceți. Adică butonul like. Adică degețelul ăla în sus, așa. Nu ăla în jos, ăla nu, 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 nu-i place ăla. Degețelul în sus, așa. Comentați, întrebări. Vreți să vedeți vreun cuțit mai în detaliu? Să vă spun dimensiuni, ăla ce e, cum taie, las puțin, îl faceți, lăsați un coment. Vedem în funcție de timp, mai facem și alte filme. Și butonul subscribe vă stă la dispoziție, după cum v-am spus, like, comment și clopoțelul, astfel încât YouTube-ul vă va notifica data viitoare când pun câte un film. Sper că nu vi s-a părut foarte plictisitor, n-a fost nimic foarte antrenant, dar niște cuțite faine, mie chiar mi-au plăcut. Și încă o dată le mulțumesc celor de la Marang și până data viitoare vă doresc o zi bună.